dragilor, mă bucur că avem ocazia să ne vedem și astăzi. Profit și de această ocazie și pe această cale să vă urez să aveți un Crăciun fericit, să aveți parte de toată liniștea și toată iubirea alături de toți cei dragi vouă. Să trăiți așa, cu împăcare, cu căldură, cu iubire. Și mai zi tu, ajută-mă, că tu erai profesoara. Acum zici așa, pe vedere, trebuie să spui dinainte, să fii pregătit speech-ul. Intro. Stop. Tăiați să-și pregătească sora intro. Apropo de asta, ea este Natalia. Ea este sora mea. Bună! Ea este sora mea de... cum mă știu? De toată fi. Da, de la 2 ani. De la 2 ani. De când mă știu, ea este sora mea. Multă parte a copilăriei mele am crezut că sunt adoptată. I-am bădat în cap. Și... gen îmi spunea, pe tine cum spune? Pe tine te-au găsit la tomberon. Cum spune, mai ții minte? Nu pot să cred că ți s-a așteptat în mâine. Tocmai acum când era momentul adevărului cu prietenii mei de pe YouTube. Poate fi mă rog de tot, dacă nu... Vă zic, eu, deci asta mi-a rămas din minte. Deci mi-a spus o mare parte din copilăria mea că s-a adoptat, de fapt. Că de-aia eu nu semănam nici cu mama, nici cu tata. Ea ce seamănă cu tata. Eu nu semănam nici cu mama, nici cu tata. Seamănă nu știu ce, cu unica, habar n-am. Dar ea spunea, de-aia nu se întâmplă cu mine. Că de fapt ai fost adoptată, tu nu ești alături. Și-am înțeles de aici, în interiorul meu. După care, bine, de aceea nici eu nu mă rog de tine. Am zis, eu nu mă rog. Cu bătere, deci trebuie să simt și asta, nu înțeleg. Dar cum adică? Dar eu sunt foarte sinceră cu prietenii mei. Dar de ce toată lumea trebuie să știe că doam cu bătere de la sora mea mică? Pentru că mie mi-era milă de față ta unii așa, pentru că nu trebuia să mă bat, pentru că nu aș fi. Bine mă, ce vă gândiți aici? Ce făceam? Gândeam pumni, picioare, ce gândeam? O împingeam și eu o lucream. Nu vedeți că e mică, sunt nebunie, mică mea. Păi cum să nu dai în ea? Ce-a, ce-a, până a doua, fără să vă am imediat. Mă rog, nu de asta ne-am întâlnit astăzi. Adică, mă rog, și de asta ne-am întâlnit astăzi. Că toți suntem în spiritul Crăciunului și când ne apucam să filmăm treaba asta, deja pe n-am dat-o, au potrivit-o la primite și emoțiile, le-aș trebuit toată emoțiile. Nu plânge tu, că aici atunci ne distrăm. E super, e fun, e vis cu prietenii noștri de pe YouTube. Zine ție să crezi tu că am arăt pe YouTube. Nu. Zi! Nu fă nimic! E și te apar și eu. Parcă suntem cei din filmele, serialele. Îți vine tu să crezi. Auzi? Apropo de asta, să știți că la un moment dat, mă rog, când mai venea Nati la mine și mă mai vizita pe la București, mă gășeam și eu la mă sfârșit și ne mai prindeau populații. Și-o prindeau și băiam poze. Sau pe tine nu te prindeau niciodată de cap? Nu, nu voiam să mă prinde, nu mă opresc niciodată cu tine. Am apărut în diferite ipostaze, ca Bona, nu știu cui, ca... Așa, și la un moment dat a apărut un articol de sora secretă, de parcă secretă. Era secretă, secretă, adusă de undeva, nu știu, de peste mășițe. De te-am ținut ascunsă, băgată într-un beci pe undeva să nu te vadă nimeni. Nu-i domnule secretă, e de te-o în carne și oase. Eu mă îndrăz tare mă puneam, printre noi două, ea aia deșteaptă, aia frumoasă, aia organizată, aia pregătită. Femeia este profesoară de limba română. Duce, cum să zic eu, e duce în spate o responsabilitate imensă, e responsabilă de... Și acum, mă rog, chiar dacă mă prostesc, eu vorbesc foarte serios, chiar e super responsabilă de tot ce înseamnă educația generației care vine din spate, inclusiv de educația lui Dian. Îmi asup. Educația, acum nu mă înțelegeți că îi dau și eu educație. Îi dă și soțul. Îi dau și bunicii, toată lumea, dar la ea mă aștept să stea cu el, să-i explice, să-i nu știu ce. La română, la engleză, la ce te pricep tu, eu sunt tare. Da. Nici de asta nu ne-am întâlnit. Iată ce se întâmplă, eu iar o găsesc cu tine, tu iar nu zici nimic. Zile tu, ce? Zile tu de ce ne-am urmă? Mi-am vorbit 6 ore. A fost la școală, nu? Da. A fost greu? Nu, că este final de semestru. Bine, vlogul ăsta e filmat înainte de Crăciun cu un pic. Cu ce să începem? Deci eu mi-aduc aminte așa. Eu mi-aduc aminte că întotdeauna așteptam să vină Crăciun și așteptam să vină Moș Crăciun. Îți aduce aminte cum căutam cadouri înainte? Da. Deci gen ce faceți? Ne prințesem noi că ceva e dubios. Nu, no, dar deja eram destul de mari și aveam anumite dubii în ceea ce privește Moș, vine existența Moș. Și atunci am zis, hai să căutăm, să vedem dacă găsim noi. Deci vezi ce echipă bună făceam? Chiar da, dar nu a fost frumos. Nu a fost frumos? Nu, adică, nu știu, era ceva.
da, e altceva să, să-ți stai, să te gândești, o vine moșul, oare ce mi-aduce, să trăiești emoția aia, să nu dormi noaptea, să stai, să te uiți la geam, vine, nu vine, ce face, a, n-a venit, oare vine până dimineață și dimineața repede, repede să alergi la geam sau suprat să vezi dacă a venit sau nu a venit. Dar ții minte, cum ne trezeam? Ții minte cum ne trezeam dimineața și alergam ca disperatele la braț, Era. Dar după aia ții minte, dar ai dreptate că eram deja destul de mari când am găsit undeva pe dulap în cameră, da? Niște cutii așa mari, mai ții minte, cu ciocolățele și cu nu știu ce și aia. Și de fapt n-am zis nimica și am așteptat dimineața de Crăciun și când am văzut sub brațul fix cutiile alea erau. Da, și erau două coșulețe de acelea de plastic cumva împletite. Albastre. Și atunci ne-am dat seama că stai așa că Moș Crăciun e printre noi. Moș Crăciun există. E printre noi. Normal. E în Japonia. Auzi, dar ce mai făceam de Crăciun? Mă rog, nu vă gândiți acum că, mamă, ce dezvăluiri, ce nebunie o să fie. Eu, în primul rând, am fost să vedeți pe ea. În al doilea rând, pe Andrei știți, pe Zian nu știți, pe Sofie, pe mamă, nu știu ce, nu știu ce. Și am zis, băi, hai să vorbim un pic cu mate, să ne aducem aminte de Crăciun, de cum era. Uite, eu țin minte cum, uite, acum avem globuri și ce știu ce nebunii de mai avem să punem cozonacul pe bradul de Crăciun. Atunci cumpăram mama la chil, cu chilul, nu? Bomboane de pom. Și stăteam, noi ne împărțeam sarcinile în casă, ca să înțelegeți. Ea aspira și ștergea pe jos, eu ștergeam praful și ce mai făceam? Făceai și făceam și eu. Da. Inclusiv la pregătirile de Crăciun. Eu tăiam la salata de băf cartofii, ea tăia carnea. Eu făceam nu știu ce, ea făceam nu știu ce. Adică încercam întotdeauna să ne, să ne împărțim sarcinile, să ne fim mai ușor. Dar mie nu-mi plăcea, nu suportam să stau 7 ore să pun ață la bomboană ca să pun pe pom, ca să nu mai zic că erau cu niște jeleuri înăuntru și erau bune tare rău de tot. Și mâncam cu puneam doar abonează pe pom. Auzi și la un moment dat, dacă te uitai la noi la bradul de Crăciun, erau cam scurse așa bomboanele, știi? Pe partea din spate, ori nu eram podobit deloc, ori era doar staniul la bomboane. Deci doar pe partea din față, un pic așa, una, două, mai erau bumbunele, că le mâncam pe toate. Dar eu uram să fac treaba cu ea. Avea și glob. Am dat prin înțelet, dar și veteală. Nu țin de că aveam de-aia pufoasă, te-o învârteam și nu ne ieșea. Cine împodobea vreau? Vreau mai împodobeam, nu? Când împodobeam de-aia? Nu mai țin minte. În ajun de Crăciun, da. În ajun de Crăciun, nu? Adică cu ceva timp înainte. Da. Nu? Da, nu. Cine, dar ce? Au zis două, trei, nu știu de Crăciun. Ce să le mai povestim? Ce-ți mai aduce aminte? Că eu sunt bătrână și tânără. Când a venit Colin Vertor. Ce, ce făceau? Și erau, bine, la noi, la Măgești, sunt de aceea îmbrătați cu... Cojoace, șube, nu știu ce, nu știu ce. Șubă, cred că spun să se numea. Nu e șubă, șubă e altceva. E de-aia, mă, cum am oierii. Da. Nu? Da. De-aia, cum poartă oierii, lungă de lână, până în pământ, gen. Pipera, știți ce zic? Aia. E... fix, 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 așa, și când ne-a speriat. Și au venit, da, și au venit și am... ei, ceva replici, mă rog, nu știu ce, și la momentul ăla se aruncă pe jos. Aha, și noi eram mici și când s-a aruncat pe jos și celălalt a sărit pe el și să-l plântice, să-l plântească, să așa, țin minte că ne-am speriat și că m-a trebuit să-și dea măștile jos, să se destrace ca să ne vedem de fapt că erau niște vecini de noștri și că nu... Uite, asta mai țin, dar știi cum așa vag, vag, vag mai țin minte, deci nu țin minte fix, fix. E ceva vag așa ce țin minte, cumva ce zici tu. Dar oricum asta voiam să zic neapărat, deci la noi acolo în zonă se păstrează tradițiile superbe. Eu abia aștept să se facă Zian un pic mai mare ca să putem să mergem cu el. Pentru că acolo se umblă la colindat, stau oamenii toată noaptea, nu? Noaptea de ajun. Poate merg doar bărbați. Doar bărbat. Da. Să mergi să stau acasă și gătesc. Mai fac curat. O să postez eu odată, odată, care îi place lui Andrei mult tare rău de tot. Era odată o poză, o nu știu ce, soțul când vine acasă, trebuie să găsească copiii curați, spălați. Tu trebuie să încerci să te înfrumusețezi, să-ți pui un șorț curat și să-ți prinzi părul, să-ți împiete eventual. Puneți să mănânce, nu vorbești cu el nimic, nici copiii, nici tu, lăsați-l în pace. Dă-i după aia o cafea, lasă-l să citească ziarul și doar dacă el
deschide vreo discuție, atunci te bagi în seama și discuți cu sufletul tău. Altfel îl lași când foarte obosită din dramă. Pe ce ai făcut, bibicule? N-abia cea ștept să intre în casă să-l vin. Jap, 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 jap. Ai, 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 ai. Mă rog, nu e chiar așa, că s-o drăguță, nu-ți așa după. Ce, am făcut bani? De mică am făcut bani. Mergeam la colindată și ne dădeau de la biserică o căsuță de-asta cu nașterea, cu ieslea, cu nu știu ce, nu știu ce. Și le duceam și cărora în căsuța aia, fost frică, pe vremea aia era zăpadă, bos și era gelul, gelului de pe lume, mai ales acolo la noi, la Muzea Husen. Și căram în căsuța aia toată ziulica, toată ziulica, cu toate strădițele după noi și cântam și colindam și primeam bănișor. După care după aia ne cumpăram fiecare cu ceva. Și asta ziceam, asta voiam să vă spun, că acolo se păstrează super, super bine toate tradițiile și de Crăciun și de Paște și în general tot ce înseamnă apropierea asta de divinitate și momentele astea pe care n-am trebuit să le trecem așa ușor cum vedeam. Lucruri pe care noi încercăm să-l facem și acum, chiar dacă ne-am mutat de acolo, cumva Crăciunul la noi se petrece în familie, cumva, uite, împodobim bradul împreună, așa cum ați văzut că am făcut cu Vian, cinăm împreună, mă rog, înainte de cină facem pregătirile, gătim împreună, eu cu sora mea, cu mama mea și cu soacra mea. Nu, noi de cine lucrați cu adevărat. Măi, nu, de, o să zic că oamenii ăștia că nu sunt bună să fac nimic, tu, haide, haide, cineva trebuie să spele și vasele. Asta vreau să vă spun și acum chiar vreau să fiu super serioasă, pentru că e un subiect care la sufletul meu ajunge întotdeauna cu multă, multă emoție. Tot ce mă leagă de sărbătoarea asta, pentru că este și momentul în care mi-aduc aminte de tata. Și mi-aduc aminte de tot ce însemna Crăciunul alături de el. Și de asta vă spun mereu, să încercați să trăiți clipele astea cât puteți de mult și de frumos. Pentru că sunt oameni sau sunt momente care nu se mai repetă, care nu se mai întorc și de care ar trebui să profitați. Chiar dacă acum suntem o familie la fel de frumoasă, la fel de unită, mă rog, zi tu. Da, păi zi tu. E că mă pui să plâng și pe urmă zi tu. Da. Suntem două sensibile și două proaste. Tu pleci la comandă. Da, adică sunt pe principiu 1, 2, 3, ai spus un cuvânt dintre acesta și gata, mă ia, adică nu. Sunt momente unice și speciale pentru noi și cred că odată și cu venirea lui Zian în viața noastră, mă rog, mai umplem așa un pic din golul pe care l-avem lăsat în suflet. Când putem. E bine. Oricum, chiar dacă persoanele dragi au plecat de lângă noi, noi mai simțim fizic, nu putem să-i îmbrățișăm sau nu știu, nu le putem cere un sfat, nu putem să vorbim cu ei, dar ei undeva sunt și vor fi tot timpul alături de noi. Sunt convinsă și eu chiar simt asta. Și de-aia îmi place, chiar dacă mă potrivesc lacrimile de fiecare dată când vorbesc despre el, dar îmi place să vorbesc despre el și să aduc aminte, tocmai pentru ca să știi că nu l-am uitat nicio clipă. Și chiar dacă toate ziua le vrem ca turbații și ca disperați în toate direcțiile, să muncim, să facem, să trecem, să nu știu ce, să nu știu ce, asta nu înseamnă că în sufletul nostru nu păstrăm toate lucrurile și nu păstrăm de toți oamenii dragi nouă, care sunt sau care nu mai sunt în viața noastră. Ce să vă mai zic acum, că nu știu ce să vă mai zic, că mă emoționa. Vă mulțumim că ne-ați urmărit. Sperăm că v-a plăcut materialul nostru de astăzi. Și ce să le dorim? Să aveți sărbători frumoase, să aveți sărbători luminate, să țineți cont de ceea ce vă urăm în tot sufletul. Pentru că vine din inimă și e super sincer și super real. Și să aveți grijă de voi. Și de tine te iubesc, popule! Te iubesc!